ca să susții refugiați ucraineni în cazul ăsta și să fii ziarist pe bune, trebuie în primul rând să înțelegi. După ce afli ce li se întâmplă și ai trăirile juste, atunci poți să pui în operă, text, imagine, cum e soiul tău, ceea ce li se întâmplă într-adevăr. Având acces la informații sau neștiind să trieze informațiile, atunci își fac niște percepții de cele mai multe ori greșite și aici trebuie să intervenim noi, noi jurnaliștii, și trebuie să le oferim posibilitatea să aibă acces la informații care sunt corecte, în așa fel încât deciziile pe care le iau și în așa fel încât percepția lor să fie corectă. Jurnaliștii din România, ca de altfel toți jurnaliștii din Europa, asistă de fapt la cea mai mare conflagrație din Europa de la al doilea război mondial, iar România, care este în imediată apropiere a conflictului, este direct afectată, fiindcă se confruntă cu un val de migranți nemai întâlnit în ultimele decenii. E nevoie vitală să ai imaginea cât mai apropiată de realitate despre refugiații ucraineni, pentru că dacă ea lipsește, pe ecranul gol, proiectăm noi imaginile pe care le avem noi dinainte. Ce spuneam? Stereotipuri. Și noi ne confruntăm cu problema verificării informațiilor, au apărut noi modalități de verificare a informațiilor și avem această obligație față de publicul nostru să ne punem la curent cu aceste informații în așa fel încât să putem informa în mod corect opinia publică. Au fost cu efecte majore asupra presei din România, inclusiv asupra presei locale. Cu toate că suntem o televiziune locală cu profund accent comunitar, nu putem să nu reflectăm ce se întâmplă în Ucraina și implicit cu cei care își găsesc liniștea în orașul nostru.